Salutare! Salutare la toată lumea! Bine v-am regăsit la Garantat 100%. Invitatul nostru din seara asta este domnul Virgiliu Gheorghe. Domnia sa este biofizician, are un doctorat în bioetică la Universitatea Aristotel de la Salonic. De altfel, bioetica e și principalul teritoriu ales de invitatul nostru în cercetarea științifică. Este autorul câtorva volume, Revrăjirea lumii sau De ce nu mai vrem să ne desprindem de televizor, Pornografia, maladia secolului 21, Știința și războiul sfârșitului lumii. Domnia sa scrie articole și studii. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Eu trebuie să vă mulțumesc. V-am auzit vorbind despre copii, despre copii în fața calculatorului și mi-am adus aminte de un lucru. Am prieteni foarte buni la care țin foarte tare. Ne întâlnim din când în când seara și stăm la povești sau gătim și ne întindem cu contradicția până hăt spre dimineață. Și mulți dintre copiii noștri dragi, ca să stea cu minți, primesc un laptop, niște filme, desene animate sau filme și stau să vadă filmele și desenele alea animate câtă vreme noi stăm la povești. Cât de nesănătos e lucrul ăsta? Depinde de vârstă. Cu cât e copilul mai mic, cu atât e mai nesănătos. Însă, în mod cert, pentru toți copiii, până la 12 ani cel puțin și chiar mai târziu, le afectează dezvoltarea și funcționarea creierului pe termen lung. Efectele de multe ori nu sunt imediate, adică efectele nu sunt imediate. Mm-hmm. De exemplu, o fiecare oră de vizionare între, în jurul vârstei 3 ani crește cu 30% problemele de atenție cu hiperactivitate, deci ADHD-ul după vârsta de 7 ani. Părintele este fericit că el repetă reclame, are o enfază, niște stereotipii de adult și spune copilul meu a crescut, iată ce s-a maturizat, exact. Ce deștept este. Dar el nu-și dă seama că își consumă niște resurse pe care ar trebui să le investească în altă parte, în dezvoltarea emoțională, de exemplu, pe care el nu și-o mai realizează și atunci, mai târziu, după clasa 4, a 5, încep să apară problemele de atenție, de motivație și celelalte. Toată chestiunea este că însuși creierul nu se mai dezvoltă normal din cauza vizionării. Vedeți, știu părinți, nu doar părinți, oricare dintre noi e foarte fericit atunci când vede un copil cu cât mai mic, cu atât se consideră că e mai precoce sau mai normal. Atunci când știe să manipuleze telecomanda, când știe să manipuleze telefonul mobil, când știe să se joace cu calculatorul, când știe cum să acceseze un browser la calculator, lucrurile astea se consideră lucruri foarte bune. Se consideră extrem de în norma a ceea ce se întâmplă astăzi. Dumneavoastră, cum judecați lucrul ăsta? Nu este greu, este facil să dobândească un copil astfel de abilități. Problema este cât de mult îi folosesc lucrurile acestea. Și nu îi folosesc pentru că, încă o dată, copilul nu învață din relația cu mașina. Copilul învață din relația cu lumea, așa cum este ea, cu natura, cu ceilalți oameni. El, creierul se dezvoltă după cercetările, ultimile cercetări, în funcție de dezvoltarea limbajului. Și asta nu se face auzind o limbă la televizor. Trebuie să-i răspundă, să se adreseze cineva personal și să-l ia de acolo de unde este el la nivelul lui de înțelegere și să-l crească încetul cu încetul. Adresarea personală înseamnă limbajul, înseamnă cuvinte, intonații și limbajul corpului. Televizorul nu se funcționează, deci nu trăiește, nu interacționează cu ființă vie. Și nu e o adresare personală. Asta este un mijloc de comunicare în masă. Se adresează unei mase și nu unei persoane. Copilul simte treaba asta și, în primul și în primul rând, cred că ăsta este cel mai important lucru, nu se dezvoltă afectiv, nu se dezvoltă emoțional. Știți cum sunt roșiile acelea, acum așa se fac, sunt verzi și peste noapte se bagă în hormon și a doua zi sunt roșii. Exact. Le duc la piață, o cumperi frumoasă, o tai acasă, este verde pe dinăuntru. O astfel de roșie, și dacă o mai pui la soare sau ceva, nu se mai coace înăuntru. Așa e și copilul. Dacă el consumă niște etape ale dezvoltării lui copilărești, emoționale, afective, să cunoască anumite lucruri, să se problematizeze, să asumă mai departe, poate să împrumute o mimică, să împrumute un limbaj, niște comportamente de adult, dar el va rămâne la nivel infantil poate să rămână la nivel infantil pe toată viața. Ca pâinea aia care se coace la suprafață coaja și înăuntru rămâne crudă. Orice îi face, pe urmă, nu mai poți să mai coci la untric. Așa apare noua generație în America și o mare problemă la nivelul întregii lui, Guyland, adică lumea băieților mari nu se mai maturizează, pentru că maturizarea presupune să consumi niște etape firești în dezvoltarea copilului. Și acestea țin, în primul rând, de relația cu om.
Și el nu mai are o relație, are o relație cu mașina. Valdemar Zeță, un profesor chiar de informatică la Universitatea São Paulo din Brazilia, spune că până în clasa 10 el nu recomandă copilul să stea în interacție cu calculatorul, pentru că copilul și omul în general învață prin interacțiune. E, dacă el interacționează cu un program mașină, creierul lui va răspunde la aceste softuri. Pe când el trebuie să răspundă la un alt tip de soft, pe continuu și nu pe discret și nu pe linii. Cei mai buni programatori sunt matematicieni, nu sunt cei care utilizează calculatorul de mic, cum cred mulți, îi pun la calculator și cum va fi mare, va deveni programator. Nu o să devină programator. Cei mai programatori sunt cei care lucrează cu structuri matematice. Vorbeați la un moment dat despre recompensarea rapidă și despre dezavantajul pe care îl prezintă recompensarea rapidă, însă înainte, acum mi-am adus aminte de un lucru foarte important. Ajungem imediat și la recompensare. Face rău să-ți pui copilul să se uite la televizor sau la calculator câtă vreme tu faci altceva, pentru că admiteri copilul ăla nu stă. Televizorul devine ca un soi de suzetă. L-ai liniștit. E nedrept. Pentru copil este nedrept. Mai bine îl iei pe lângă tine. Orice îi face, lasă-l să se joace, să fie pe lângă tine. Copilul învață foarte mult din ce face. Eu le spun, luați-l la bucătărie, puneți-i să vă ajute. Copilul la vârstele astea sunt foarte doritori să se antreneze într-o activitate împreună cu părintele. Și părintele de multe ori ce nu lasă, mă, că mă încurci. Eu zic că acel tip de încurcare, de preocupare pe care o are în plus, este un factor educațional. Le ducă pe copil, pentru că el are o nouă experiență pe care altfel nu are. În fața televizorului nu are această experiență. Deci este nedrept, pentru că părintele se gândește la el, însă și copilul va sta, pentru că el este hipnotizat. Mediul video este un mediu hipnotic. De aceasta copiii nu plice mare lucru de acolo. Ei vor reproduce automat. Ei până la vârsta de 7-8 ani nici nu diferențiază lumea televizorului de lumea reală. Deci nu fac diferența asta. Bine, nici la adult nu există sisteme neuronale care să definească virtualul, să deosebească virtualul de real. Dar la copil nici atât. Și atunci el stă pur și simplu captivat hipnotic, se uită la reclamă cu detergent și pe urmă își dorește detergent. Că întrebați copiii într-o țară, și mi se pare chiar din India, ce și-ar dori mai mulți, erau detergenții, mașini, nu erau jucării, pentru că ei reclame la așa ceva vedeau. Și reclamele practic intră în subconștient și de acolo copilul simte ceea ce dorește. Dar aia dorește, că aia a fost programat să dorească, aia a fost condiționat. E bine, noi lăsând din fața televizorului, efectele sunt dezastroase pe termen lung și nu ne dăm seama de amplitudinea fenomenului, pentru că toate narațiunile acestea minuscule pe care le învață copilul, de fapt sunt softuri mici, care la un moment dat în viață se vor declanșa automat, că chiar se numesc studiile vorbesc despre declanșarea automată a softului într-o situație concretă, similară celei pe care a consumat-o. Deci dacă vede o narațiune care are, să spunem, o situație, un context, niște roluri și o acțiune, copilul și orice om nu analizează să vadă ce este dincolo. Tu reții situația, contextul și dacă ea este recompensată, atunci zici este ok, o bagi undeva într-un program pozitiv. Absolut orice vedem, noi putem să magazinăm prin niște neuroni descoperiți prin 2000... Neuroni oglindă. Deci noi înmagazinăm și le băgăm într-un sertar. Acum problema este, apelăm la sertarul, se pare că apelăm în momentul în care ea este recompensată și noi ne întâlnim cu acea situație, o situație similară. E vorba de o gândire mitică, care așa funcționează de când e lumea aceasta la om. Problema este astăzi că, spre deosebire de odinioară, când gândirea mitică definea granițele bine, rău, deci dădea trăsăturile și caracterele generale ale comportamentului, astăzi aproape orice situație este reprezentată undeva într-o narațiune vizuală, video, într-un filmuleț, într-o chestie, și atunci tu nu mai ai libertate, tu devii practic condiționat, răspuns permanent cu niște comportamente pe care le-ai învățat, care s-au fost condiționate pavlovian până la urmă, dacă se repetă de foarte mult, creierul o învață. Și ca atare în situația oportună, numai să se gândească. Noi credem că gândim foarte mult, nu gândim foarte mult când acționăm. Noi acționăm în baza unor impulsuri interioare. Dacă impulsul este puternic și noi suntem obosiți eventual, mergem pe impuls. Dacă nu suntem obosiți, atunci s-ar putea să luăm în considerare și alți factori. Dar cu cât suntem mai obosiți, apare un fel de miopie descoperită la alcool. Miopia alcoolică se îngustează câmpul de percepție și de conștiință și vei face ce mă impune mie stimulul cel mai și puternic. Și răspunsul e disproporționat, evident. Răspunsul este da. Da. Bun. Nu-mi las copilul în fața televizorului, dar mă întâlnesc cu prietenii mei și vreau să fim lăsați în liniște. Îi pun albă ca zăpada, îi pun pisicile aristocrate, îi pun
Marile povești ale copilăriei. Aia îi pun undeva pe un laptop și copilul stă să se uite. Diferă natura subiectului pe care îl vede? Face diferență? În mod cert există o diferență. Problema e, sunt două probleme. Una este tehnologia, interacțiunea cu mediul, cu ecranul, și a doua sunt mesajele. Mesajele pot să agraveze foarte mult comunicarea cu mediul. Adică dacă e un mesaj violent, l-a terminat, pentru că mintea lui este în permanentă într-o stare de agresivitate, de apărare, ridică nivelul de cortizon care afectează dezvoltarea creierului. De exemplu, la copiii mici până în 3 ani s-au făcut experiențe, s-au constatat că dacă sunt agresați și nu au parte de dragoste, nu li se dezvoltă creierul. Diferențele volumetrice sunt de 10-20%, pot fi chiar și mai mari. Adică creierul pur și simplu nu se dezvoltă nici volumetric, nici în interior conexiuni corticale. Se atrofiază. Tot așa e și cu un copil care stă în fața unui mesaj violent. Violența respectivă ridică nivelul de cortizon, pentru că el percepe mediul ca pe un pericol. Vă spune, de ce nu fuge? Nu fuge pentru că îi strânește atenție. El trebuie să fie atent, să vadă cum să se apere. Ăsta este răspunsul neuronal, de tip pavlovian, de orientare sau de fugă. Bun, el stă, săracul, este agresat și creierul lui în timpul ăsta începe să sufere. În funcție de timpul în care este expus, apar problemele, leziunile corticale. Deci contează foarte mult dacă îl ținem jumătate de oră pe copil și eu n-aș recomanda, nu recomand Academia Americană de Pediatrie până la 2 ani copilul să nu vadă deloc ecranul. Ceea ce în România nu se spune. Acum, Consiliul Național Audiovizual, am văzut că doamna președintă și sunt foarte implicați în ideea asta și chiar au impus în media să se comunice lucrul acesta. Pentru că mie mi se pare firesc să existe un consimțământ informat al părinților. Absolut. În toată problema aceasta. Adică eu îmi las copilul la trebuie să știu care sunt riscurile. De aici, Constituția dă drepturi foarte mari părintelui. Dar măcar să știe ce se întâmplă copilului. E bine, până la 2 ani nu, și după 2 ani, o oră, cel mult 2, spun cercetările, la 2 deja apar modificările corticale și comportamentale. De aceea, dacă vin prietenii și stă o oră, o oră jumate, nu este o problemă, mai ales dacă el are alte activități în timpul zilei, este și o altă problemă. Că dacă are alte activități alternative și sunt intense, el își antrenează creierul altfel. Dar dacă el toată ziua stă în casă și activitatea lui e cea mai atrăgătoare și este vizionarea, săracul rămâne blocat acolo. Deci inhibiția respectivă, că vizionarea inhibă activitatea corticală, va rămâne ca o remanență, ca o inerție pe câteva ceasuri și el tinde să rămână în starea aceea de vizare, de reverie, până la urmă așteptând o altă experiență vizuală care pe el îl antrenează, că na, îl recompensează ce... Vedeți, cineva poate să spună așa. Haideți să alegem un... cum să zic... un spectator ipotetic care vede acum, vă vede și vă aude și spune așa: domnule Virgiliu Gheorghe, nu aveți dreptate, pentru că televizorul, calculatorul, tot ce se cheamă de fapt mijloc de informare în masă și toate gadgeturile cu care lucrăm la ora asta sunt lucruri care au apărut treptat, e adevărat, într-o unitate de timp foarte scurtă, dar care fac parte din normalul ființei umane de acum. Nu se adaptează creierul la lucrurile astea, structurile noastre cognitive nu se adaptează în mod biologic la progresul tehnologic? Poate că suportă mai mult, dar dacă e un copil și îl bați în fiecare zi de mic, vei spune, el se va adapta într-o zi și nu va mai suferi atât. Într-adevăr, se va obișnui cu bătaia și nu va suferi ca unul care se bătu prima oară, dar va fi mult mai traumatizant pe termen lung. Gândiți-vă doar la atât că cercetările dovedesc în mod foarte clar că proporțional cu timpul alocat vizionării medii electronice, în primul rând jocuri pe calculator, da, pe urmă televiziune și mai departe, scade densitatea de materie cenușie, într-un studiu se arată, în alt studiu de materie albă, din lobul prefrontal lateral stânga. Deci, practic, se produc leziuni corticale. Cum să se adapteze creierul la un mijloc care îl distruge? Deci îl vatămă profund, se vatămă creierul. El nu mai are neuroni. Se retrag, ca și la alcoolii, la care se retrage până la 10-11%, se retrage creierul. Nu știu dacă se știe lucrul acesta, dar se retrage creierul la alcoolii sau la consumatori, zic, de droguri etnobotanice. Sunt activități care sunt extrem de agresive pentru creier. Cum să te obișnuiești cu drogul? Nu te obișnuiești deloc. Face parte din cultura noastră, copiii sunt mult mai adaptați decât, să zic, generațiile vechi la această tehnologie, dar în același timp și abilitățile lor mentale sunt în risc. Și asta se vede. Ce se întâmplă cu echilibrul emoțional în momentul în care joci foarte mult jocuri pe calculator, ești obișnuit cu sintaxa jocului pe calculator, ești obișnuit cu ideea de scenariu
a jocului pe calculator. Ce se întâmplă cu partea ta de identitate emoțională? Ce se întâmplă cu puterea ta de interacțiune emoțională? Pentru că de multe ori cred, eu mărturisesc, una dintre preocupările mele, cred că judeci ficțiunea altfel, pentru că ai în minte alte structuri de veridicitate. Gândiți-vă că era un caz pe lângă Buzău, un băiat era pe lângă tatăl său în mașină și când treceau la semafor, tatăl oprea frumos, aștepta să treacă pietoni, uh-huh. Pleca mai departe și la un moment dat fiul a început să urle la el de ce nu l-a luat și pe ăsta. Pentru că el nu mai deosebea realitatea de jocul în care jucase și la el performanța era să calci cât mai mulți cu mașina. Deci se întâmplă la un moment dat chiar să confunde lumea virtuală cu lumea reală sau lumea reală cu lumea virtuală. Transformările la nivel emoțional sunt majore. Atât în faptul că în cortexul prefrontal, partea din față unde sunt procesate toate abilitățile mentale superioare, sunt procesate, e procesat și controlul emoțional. Și atunci când apar leziuni acolo, vătămări în zonă, în rețelele acestea, copiii nu-și mai pot controla emoția. Adică ori sunt exaltați, ori sunt depresivi. Și asta duce la o depresie bipolară în timp, adică le duc la manifestări, nu-și controlează emoția, nu-și controlează nici comportamentul. O altă problemă este că în jocuri este foarte multă violență. Este o violență virtuală care duce primul efect este reduce, desensibilizează. Și am cunoscut o doctoriță de la spitalul de boli psihice și mi-a spus, ea după copii și povestește fiecare drama și mă uit la ceilalți, nu reacționează, că face o terapie în grup. Nu reacționează, ei nu mai reacționează la durere. Deci este dramatic pentru un copil. La un adult este o problemă că nu reacționează la durerea celui de lângă el, dar la un copil unde nu s-a erodat, să zic, afectiv ca adultul prin toată viața, vă dați seama prin ce au trecut ei și unde au ajuns. E bine, având aceste, să zic, vătămări, ei săraci sunt permanent într-o stare de frustrare. Ei nu mai pot investi afectiv. Dar în general, acești copii sunt copii uitați în fața jocurilor. Și n-au nici măcar compensația asta minimă a relației cu părintele. Este, cred, cea mai mare problemă a timpurilor noastre. Și efectele se vor vedea într-un deceniu așa în masă, va fi depresia, lipsa de afectivitate. Lipsa de afectivitate, erodarea sentimentului de dragoste, este mai mare decât televizor, eu cum este principala problemă. Pentru că oamenii sunt înnebuniți, sunt foarte stresați și nu-și dau seama că cel mai important lucru și pentru ei, dar mai cu seamă pentru copii, este să le acorde atenție și afectivitate. Copiii se retrag în fața acestor jocuri, care le dă un plus de viață, îi înviorează, dar cum spuneați de recompensă, le dă o recompensă pe dopamină, că stimulează procesul de dopamină rapidă, pe atenție și... O să vreau să traduceți un pic lucrul ăsta mai terestru, ca să zic așa. Jocurile pe calculator, în special, și televiziunea, cresc nivelul de dopamină. Dopamina este un neurotransmițător care moderează atenția noastră. Uh-huh. Deci dacă e ceva care ne interesează într-un grad ridicat, atunci crește nivelul de dopamină. Dar sunt substanțe sau comportamente care ridică foarte mult nivelul de dopamină și dau dependență, pentru că îmi dă o euforie. Deci dacă iau cocaină, îmi crește foarte mult nivelul de dopamină și mă simt foarte tare. Sunt master, am putere, controlez. Sau când se consumă pornografia. Pornografia lucrează exact ca și cocaina. În momentul în care însă creierul vede un val mare de dopamină, ce face? Se adaptează situației. Uh-huh. Adică distruge receptorii. Cum stăm noi că stăm la lumina soarelui puternic, se anulează receptorii ca să nu ne afecteze creierul. Când intri la umbră brusc, nu mai vezi până când nu se adaptează din nou creierul. Însă adaptarea asta pe termen lung înseamnă distrugerea receptorilor. În momentul în care voi trece printr-o, să spun, nu mai sunt stimulat, va apărea demotivarea. Adică nivelul de dopamină este foarte redus și eu sunt dependent de ceva care să-mi dea dopamină. Că evident, după demotivarea urmează dependența în sensul de depresie. Deci dacă nu am consumul, să zic, ce este shopping la unii, la alții consumul de pornografie, la alții, la fiecare poate să-și dezvolte dopamina cu ceva. Și una din marile probleme ale noilor generații, și cred că părinții ar trebui să fie foarte atenți la lucrul acesta, după Volkov, Trotsky este președinte Asociației Americane de Dependență, este că copiii de astăzi sunt foarte puternic stimulați. Și de la jocurile colorate și schimbările majore, jocurile video, tot timpul sunt foarte puternic stimulați. E bine, când nu mai sunt stimulați, ei nu mai funcționează. Pentru că creierul lor s-a obișnuit cu multă dopamină, s-a obișnuit cu cineva să tragă de ei. Am vorbit de curând cu un prieten actor și îmi spunea că am mers undeva la o clasă de copii de ștab să-i relaxeze și constatea că nu-l vedeau. Și la un moment dat am ridicat brusc mâna în sus
și au sesizat mișcarea bruscă și au fost atenți la mine. Deci nu puteam să fac nimic ca să le atrag atenția. Deci la, pe ei acum numai efectele bruște, efectele tehnice, cum spun, de pe micul ecran, deci ceva care să șocheze atenția și să aibă un răspuns pavlovian. Vai, se întâmplă ceva, este atent. Și dacă urmează încă unul care să susțină atenția, ok. E o mare problemă, de la alimentație, să zic, cu glutamat și cu alte stimulente, până la comportamente, până la hainele colorate, totul este extrem de nu viu, de excitant. Și când excitația e mare, el nu se mai antrenează el însuși. Copilul trebuie să-și dezvolte el însuși inițiativa, interesul. Nu mai are motivație. De ce a fost afectat sistemul acesta dopaminic, de motivațional? Și este o mare dramă a copilor de astăzi, pe care vedem că nu mai pot să se concentreze la școală și se întreabă părinții de ce vin, dau vina pe profesori, într-un scandal, că nu sunt în stare. Nu, profesorii sunt aceiași de multe ori. Problema este că astăzi copilul, din cauza că este bolversat, permanent bombardat, s-au schimbat conexiunile corticale. Și dacă consumă jocuri pe calculator și pornografie, Asociația Americană de Psihiatrie a tras un semnal de alarmă acum un an, doi. Noua generație de băieți e complet diferită de fete, de generația fetelor. În sensul că din 5 care au ADHD, 4 sunt băieți. Din 3 care nu reușesc să termine școala, 2 sunt băieți. La toate nivelurile, băieții sunt mai slabi. Timiditate socială, probleme. Și răspunsul care a fost? Cele 10.000 de ore acumulate în fața televizorului, jocurilor și pornografiei produc modificări ale conexiunilor corticale, care sunt dependente de excitație, noutate, schimbare. Nu le are, nu se mai concentrează. Nu se mai concentrează, nu se pot și nu pot să vedeți ce spuneau. Au timiditate socială și nu pot să se raporteze la fete, au rușine socială. De ce? Din cauza pornografiei și a mesajului de tipul ăsta, care le scad stima de sine și le dă o imagine atât de proastă privind propria persoană, că nu mai au curaj decât în grup să acționeze. Vă promit că revenim. Mi-am adus aminte acum de o glumă foarte inspirată, de altfel, despre un dependent de jocuri de calculator. După 6 zile de stat în fața ecranului, dependentul deschide ușa de la balcon, se uită afară și spune: Doamne, ce grafică superbă! E foarte justificat gluma asta, bancul ăsta, e foarte justificată în lumea reală. Știu pe proprie piele lucrul ăsta. Dar vă promit că revenim. Noi avem un obicei aici la Garantat 100%. Obiceiul ăsta se cheamă 5 minute. În fiecare emisiune vedem un tânăr sau o tânără, un student sau o studentă de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică. Îl vedem acum pe Liviu Chițu, student în anul al doilea la master, clasa profesor universitar Dr. Gelu Colceag. Liviu Chițu o să ne prezinte un monolog al soldatului din textul Două suflete, de Ilie Călin Mircea. Vă invit să îl vedem, după care revenim. Inamicul a intrat în oraș și noi ne-am uitat pe ferestre. Inamicul s-a oprit în piață, iar noi am deschis ferestrele. Inamicul a rostit prin difuzoare ceva, iar noi am ieșit din case. Inamicul ne-a împușcat apoi mamele și copiii și noi am strigat: Trăiască inamicul! Foc! Ce vezi? Ce vezi? Vezi ceva? Aici nu mai există nimic. Am fugit pe străzi și am ajuns la marginea orașului. Acolo era un zid vechi, tărăpânat. Și privindu-l, mi-am dat seama că în toată viața mea a existat un zid. Totul trebuie dus la mărimea unor pietricele, pentru că după aceea din acestea va fi mai ușor să refacem, pentru că vom reface, vom reconstrui după chipul și asemănarea noastră, pentru că așa spune colonelul! Lumea trebuie să aibă un singur chip. Și acel chip trebuie să fie al nostru. Și nu atât al nostru,
cât a celor mai buni dintre noi. Bărbați adevărați, oameni puternici. Dacă n-am avea război, lumea ar fi prea mică. Iubirile ar fi prea lungi. Iar dragostea ar fi total inutilă. Nimeni nu spune nu. Sunt și pierderi. Da. Când cauza este foarte înaltă, când viitorul strălucește ca soarele, sunt și pierderi. Mai dăm și sânge. Dar sângele ăsta, ce e el? Ce? Da, el curge, dar se și întoarce pe altă parte. Pentru că el va fi liantul. Liantul care ne va uni. Frați, dușmani, inamici, orbilor! Voi chiar credeți în așa ceva? Gata să muriți pentru o idee care nu vă aparține, ca vitele la abator? Păi sunteți vite. Vitelor! Suntem noi bărbați adevărați? Te uiți la mine, dar nu mă vezi. Ascuns în uniforma aia, cu ochii mari și umezi. Pune-mi o talangă și plimbă-mă pe străzi să mă vadă tot poporul. Sunt eu bărbatul visurilor tale? Stare. Cum ești? Viu? Sau om? Da, Liviu Chițu. Anul 2, master, Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică, București. Soldatul din două suflete. Mi se pare inspirat pentru întâlnirea noastră, că tot așa fac și părinții de multe ori. Trăiască inamicul. Intră în casă, pe fereastră, peste tot. Merită cauza. Vedeți, intervin acum din aceeași poziție de avocat al diavolului. Vi se poate spune așa. Domnule Virgil Gheorghe, dumneavoastră sunteți un tradiționalist. Tradiționalistul se opune, prin definiție, progresistului. Și invers. Dar progresistul spune așa. Evoluția omului este un proces continuu de descoperire a unor lucruri noi. Omul în ființa lui este ceva, este cineva care descoperă la nesfârșit ceva. Tradiționalismul îi spune să stea pe loc și îl traumatizează. Răspundeți, vă rog frumos, la genul acesta de provocare. Eu nu am nimic cu descoperirile. Eu sunt fizician și am iubit din copilăria mea toate descoperirile cu putință și ele mă atrag și astăzi. Problema este că aceste mijloace trebuiesc folosite judicios, altfel ele ne afectează ființa. Deci e foarte important faci un cuțit ascuțit, cât de ascuțit, problema este nu că tai cu el ceva, problema este să nu stai mâinile cu el și nu-l dai pe mâinile unui copil. Povestea e că nu trebuie renunțat la lucrurile astea, nu... Nu, ele fac parte din, să zic, din marșul acesta al omului în istorie. Nu poți să spui că gata, acum oprim. Problema este, cum spunea McLuhan, noi să folosim mijloacele, nu ele să ne folosească pe noi. În cazul este că în existența unei etici, de-aia spune bioetică, unei etici a folosirii judicioase a mijloacelor, ne transformă în sclavilor. Și din punct de vedere neurologic, iată, oamenii ajung să fie terminale. Deci să fie cei de la capătul subiectului. Altul e subiectul. Până și conștiința lor devine cumva raportată la un subiect străin și un apropiat lor subiect. Deci școala de la Viena o arată asta din anii 70 și e speriată de perspective și iată că le trăim azi din plin. Da, vedeți, se mai poate spune ceva, vorba soldatului de adineauri. Sunt și victime. În procesul civilizator există și victime. Face asta parte din normalitate? Și comuniștii spuneau la fel. Da. Că sunt și victime. Și pentru că cei
mulți merită sacrifici pe cei puțini, dar până la urmă sacrificai pe toți pentru cei puțini. Foarte corect. Din păcate, elita, din fericire sau din păcate, cum vrem să o luăm, elita nu crește în fața televizoarelor și copiii sunt educați cu muzică, cu povești, cu literatură, cu sport. Ei nu văd. Eu am avut prieteni la Harvard și nu mi-am spus, așa ceva nu există ce faceți voi în România, copiii. Adică nu-i cresc cu device-uri. Dacă Obama declara că până la 14 ani îi cumpără fetelor telefon mobil și noi aflăm la 6 ani fetițele au smartphone și băieței și gadgeturi și mai departe au tot ce vrei, tablete. Deci este o atenție teribilă. În Israel, de exemplu, foarte mulți din părinți iau telefoane fără ecran copiilor. Ai 3 numere pe el, ai apelat copilul la școală. 90% din părinți, potrivit statisticilor, nu știu ce consumă copiii pe internet. Când consumă pornografie. Nu știu. Și află după ani de zile, când deja este destul de târziu să mai intervii, că mă caută părinți din toată țara, ce facem cu copilul? La 14, 15, 16 ani. Zic, e cam târziu acum să faci. Haide să pornim cu ei mai curând, mai devreme, de la 4 ani, nu de la 14. Când deja și-a definit și structurile de libertate și de, să zic, de revoltă față de ei. Nu, e greu să-l mai prinzi atunci. Dar copiii de mici trebuie să formați într-o direcție anume și anume. Nu trebuie să le creștem libertatea. Mijloacele astea nu le crezi libertatea. Le reduc libertatea. Copiii noștri n-au libertate. Ei sunt condiționați, sunt dependenți totdeauna de niște stimuli străini. Adică ei sunt condiționați de cultura aceasta a consumului. Eu parcă aud pe prietenii mei foarte buni care sunt părinți acum și care spun așa, bine domnule, dar cum o să fac? Pentru că la școală copilul meu, dacă o să meargă cu un telefon fără ecran sau cu un model mai rudimentar de telefon, dacă nu o să se îmbrace în culorile care sunt la modă acum și dacă nu o să vadă cel puțin la fel de multe filme și nu o să știe cel puțin la fel de multe jocuri pe calculator, așa cum știu colegii lui, va fi un individ desocializat. El nu va mai face parte din grupul în care ar trebui să se integreze la școală. Cum se rezolvă lucrul ăsta? Eu cred că chiar atât de puțin sunt oamenii normali în România. Adică eu cred că foarte puțin sunt informați, dar normal sunt foarte mulți. Eu cred că majoritatea părinților doresc binele copiilor lor. Asta e convingerea mea, că își iubesc copiii. Normal. Și atunci eu am convingerea că dacă ar ști care sunt consecințele, ar lua o atitudine. Nepoate mi-a zis la școală și are o colegă, vine cu morcov. Și în pauză mănâncă morcov, nu mănâncă bomboane. Are colegi, nepoate mi-a fiind învățată cu alimentație sănătoasă, deci am văzut că mai vine și Ana cu morcov sau cu tare și ea nu merge cu morcov, că n-a ajuns până la nivelul ăsta. Dar se încurajează și are o poziție foarte clară față de ceilalți. Dacă noi am fi majoritari, atunci și el a stat după noi. În Occident, realitatea care este că școlile de stat au un nivel foarte redus și școlile particulare sunt au nivel bun și acolo se scoate elita. Cred că încet, încet, dacă chiar nu se înțelege și văd că este un curent puternic în societate, vor apărea tot mai multe școli de elită. Adică oameni părinți care vor să facă ceva din copiii lor, nu se transforme niște legume și niște consumatori. Da, pentru că, vedeți, în situația asta e foarte ușor să judeci după grup, după influența pe care grupul o exercită asupra individului. Și ți se pare că e elementul ultim, că e elementul determinant al evoluției în viață să se judece după reacția grupului. E foarte greu să determin pe cineva să fie el însuși, să își impună punctul de vedere sau măcar să-și facă remarcat punctul de vedere dacă să nu și-l impună. Eu nu sunt de acord cu mentalitatea defensivă, mioritică. Ne resemnăm și stăm. Cred că un singur părinte, de exemplu, am avut un prieten doctor și a citit una din cărțile mele, Efectele micului ecran asupra minții copilului. S-a dus la grădiniță, a luat cartea, a pus-o pe masă și a spus, iată ce spune aici, ne distrugem copiii cu televizorul ăsta. Eu plec în seara asta cu cablul de aici, de la grădiniță, de la ședință. Și a plecat cu cablul. Și din clipa respectivă n-am mai avut televizor. Alt prieten a zis, eu mi-am scos copilul de la grădiniță, că îi punea numai muzică și a zis, eu nu sunt de acord cu atitudinea ta. Eu cred că trebuia să iei o atitudine responsabilă, să-i convingi pe profesori sau pe învățători, pedagogi, că nu este o treabă bună și aveai argumente. Atâta timp cât există argumente științifice, argumente raționale. Nu înțeleg de ce nu s-ar lua atitudine. Mergi mai departe la inspectorat. Ne lua astfel de poziție dacă o are un om și alții se vor gândi, mă, ceva se întâmplă. Deci eu cred că trebuie în comunitate să fim puțin mai prezenți cu apărarea valorii. Că dacă toți ne dăm în spate, atunci valoarea începe să dispară în societate, apar spirala tăcerii se înființează și ce iese la suprafață? Opinia publică manipulată, să spunem, sau controlată de vectorii de consum.
care nici el, sunt și ei impersonali. Vrea fiecare să-și vândă produsul. Dar are o familie acasă și vrea copilul să crească bine. Dar la serviciu vrea să-și vândă produsul. Și creează strategii foarte puternice ca să atragă atenția. Dar strategiile alea atrag atenția și copilului său. El n-ar vrea lucrul ăsta. Deci suntem cumva prinși de niște mecanisme impersonale. Dacă oameni și subiecția istoriei, cred că trebuie să luăm o atitudine. Pentru asta, pe asta mizez. Da. Spuneți așa. Chiar citez subtitlul unei cărți. De ce nu mai vrem să ne desprindem de televizor? De ce nu mai vrem? Apare un fel de dependență. De la dependența minimă pe care o dă starea semi-hipnotică pe termen scurt, apare o dependență de emoțiile pe care ți le furnizează. Noi nu mai avem subiecte în afară. Oamenii au ajuns că nu mai știu ce să vă discute. Se uită la televizor, se numește efectul de agenda. Și caută subiecte. Am mers odată cu mama la un spital în București și vorbeau de Elodia. Eu nu știam cine este Elodia și povestea o bătrână, toată povestea, dramatic, și zic, mamă, vezi, săraca femeie, ce a pățit, ce s-a întâmplat, dacă eu nu stăteam în țară și nu știam absolut nimic, eram uimit de dramă. Și, pur, maică mi-a început să se ia de ea, fiind mai așa, și a zis, mamă, nu vă e rușine, și aici ne nebuniți cu prostiile astea. E, oamenii săraci nu mai au ce să discute, nu mai au subiecte. Vedeți, comunicarea umană se răcește foarte mult. Dom'le, te uiți la televizor, dar deosebești lumea, să zic, a televizorului sau așa, de lumea, de viața ta reală. Tu ai nevoie să trăiești, să trăiești propria viață. Devin foarte dependenți de lucrurile astea, devin dependenți de știri. De exemplu, știrile extrem de agresive dau dependență rapid, pentru că mintea ta este atentă, este un șoc emoțional puternic, apare și desensibilizarea, ai nevoie de emoții mai puternice și te stimulează. Când te retragi de acolo, cercetările spun, apare sevrajul. Adică și sunt cazuri în care au rupt legătura cu, să zic, cu media video și a apărut sevrajul puternic, s-a reîntors. În majoritatea cazurilor, cei consumatorii mari au efectul ăsta. Deci, iarăși, asta nu arată că tu ești un consumator de televiziune. Tu ești consumat de televiziune, tu ești posedat de televiziune. Până la urmă, tu nu te poți desprinde de televiziune sau de internet sau de toate mijloacele astea, că internetul vine din spate. Copiii, noua generație, nu sunt cu televizorul, sunt cu internetul. Deci ei vin în spate, socializează acolo. Deci toată realitatea, toată viața noastră se mută în spațiu virtual și atunci normal că eu, dacă vreau să trăiesc, intru acolo. Am ajuns acasă, sunt epuizat și e un mediu care te, cum să spun, te reconfortează puțin. În ce sens? Ridică nivelul de dopamină. Și te simți bine. Gândiți-vă că dacă ești obosit în lumea reală, te culci, stai, așezi în pat și te-ai culcat, ai dormit, ai odihnit. Când ești pe internet, ești epuizat, dacă ești din el, nu mai puteți să faci nimic, dar în el mai stai încă 2-3 ore. Te ține. Deci te ține și se produce dezinhibiții corticale. Deci este un mediu care funcționează puțin ca și drogul. Dă mai multă dopamină, dă o stare de excitație și tu poți continua. Și zici, uite, mă simt bine. Pe de altă parte, este o experiență inteligibilă a minții. Însă totul este în defavoarea contactului și interacțiunii cu omul. În momentul în care tu nu mai ai prieteni, singurul tău prieten rămâne lumea virtuală. Dau un exemplu care s-ar putea să fie absolut tembel, dar îndrăznesc să-l dau. Nu credeți că în momentul în care s-a inventat tiparul și a început să circule cartea, traseele ființei s-au schimbat într-o măsură cel puțin la fel de mare, în momentul în care au murit mai toate poveștile spuse oral și a apărut cartea și cartea s-a transformat într-o industrie și industria s-a transformat într-o mega-industrie a cărții, nu s-a întâmplat un mecanism asemănător? Nu, pentru că eu zic o deosebire foarte mare între lectură și vizionarea imaginilor în mișcare. Lectura activează întregul creier extraordinar de mult. De exemplu, cercetările arată că două activități pentru cei înaintați dezvoltă mult creierul. Lectura și matematica. Normal că la lectură lucrează imaginația. Lucrează imaginația și imaginația. Exemplu, copiii văd multe imagini la televizor, dacă îi pui să joace, ei n-au imaginație creativă. Ei repetă ce au văzut. E, televiziunea sau vizionarea în sine inhibă arile corticale, de aceea copiii cu cât vor viziona mai mult, cu atât vor citi mai puțin. Lumea de astăzi, cartea dispare. E o problemă de timp, e o problemă de un deceniu, două decenii, cărțile nu o să mai fie, nu o să mai fie citite, nu o să mai fie cumpărate, nu o să mai fie tipărite. Deci deci noi am pierdut o întreagă civilizație, că nici la cultura orală nu ne vom întoarce, că nu mai avem memoria și nici nu mai avem dispoziția și toate contextul acela, un context cultural pe care nu le putem reconstitui și atunci vom rămâne dependenți de imagini. Ce răspundeți cuiva care vă contrazice așa și spune: respect punctul dumneavoastră de vedere, dar perspectiva dumneavoastră e una profund tradiționalist și creștină. Opun acestui punct de vedere, un punct de vedere care spune că omul se adaptează făcând lucrurile astea și că lucrând, supunându-se acestui tip de ofensivă tehnică, se adaptează până la urmă.
găsește breșe normale prin care pătrunde mai departe în ceea ce are de făcut. Cum răspundeți acestui punct de vedere? Și că perspectiva asta catastrofică nu slujește cu nimic. Am încheiat citatul. Eu din fire sunt foarte optimist. Perspectiva catastrofică nu este personală, ci este produsul cercetărilor făcute în domeniu. Zilele trecute am fost invitat de CNA și într-o întâlnire în Parlament. Cineva a spus că nu există studii care să arate existența legăturii între violența virtuală și a reală. Era o persoană antitradiționalistă. Eu întâmplător sunt, să spun, tradiționalist. Nici nu mă pot defini ca tradiționalist. Sunt creștin, ca cei mai mulți oameni în țara asta, și descoperit târziu pe Dumnezeu, sunt un convertit, să spun așa, că am fost fizician și am crescut în asta și cred în știință, iubesc matematică, așa. Dar nu asta e problema aici. Se pun ștampile. E, când am venit acasă, eu atunci pe moment i-am răspuns. Exista 95, 1000 de studii care dovedeau. E, când am venit acasă, am constatat că sunt 2000 de studii. Deci este o literatură imensă. Mm-hmm. Sunt mii și mii de cercetări care arată că la ora aceasta, una din marile probleme este efectele acestor tehnologii. Gândiți-vă că în America ADHD-ul este generalizat. Toată lumea consumă tot felul de medicamente, ca Ritalin și alte sedative, ca să se poată calma, să se poată controla. Copiii în special sunt ținuți cu astea. Și la noi, intrați în școli, intrați în grădințe, unde nu vedem această adaptare. Deci problema este că eu aș vrea, m-aș bucura să fie așa. Vă spun sincer, dar pe creierul oamenilor nu se vede, se văd zone negre. Deci se văd zone atrofiate, nu se văd zone, adică nu pot să cred că se va închide și întuneca așa, pentru că nu este o activitate propice firii umane. Omul are nevoie de oameni, are nevoie de natură, așa a fost făcut, trebuie să meargă, trebuie să alerge, trebuie să cade, să ridice, nu poate să stea nemișcat și el să se dezvolte. E ca și cum ai spune că va veni o vreme când vom lua niște medicamente și se vor dezvolta mușchii și nu. Nu, dacă nu vom face flotări, exerciții cu gantele și mai departe, nu se dezvolte, așa și cu creierul. Dacă nu-l antrenezi, nu se dezvoltă. Creierul nu se dezvoltă, asta e o mare problemă a oamenilor, ce nu înțeleg, că creierul, encefal, nu se dezvoltă funcție numai de datele genetice, ci în primul rând fac funcție de experiență. Nu ai experiență sau ai experiență negativă, se reprimă, se inhibă, se distruge. Deci dacă noi nu vom face efort, nu vom antrena creierul, mușchiul creierului, nu o să avem un creier dezvoltat. De exemplu, un lucru foarte important. Îi ducem pe copii la școală și zicem ca să învețe și spunem, învață cât mai mult și vor fi cât mai deștepți. Nu asta îi face deștepți cunoștințele. Acumularea de cunoștință nu-i fac pe copii deștepți, ci structurile, exerciții, exercitarea minții într-un antrenament. Adică pe mine nu mă face, nu-mi dezvoltă mușchii faptul că știu cum se ridică pe sfoară sau cum se fac exercițiile alea, ci făcându-le zilnic o perioadă lungă de timp. Eu nu-mi dezvolt creierul că știu să fac o integrală sau un șir, ci făcând integrale sau șiruri, îmi dezvolt niște structuri corticale ce pot să fac altceva în viață. Eu acum am uitat să fac integrale și șiruri și am făcut mii în viața mea, mii, cărți întregi. Nu mai știu acum, trebuie să stau puțin ca să mă reînvăț să fac integrale. Dar am dezvoltat structurile pe care eu le folosesc acum în cercetarea pe care o fac. Deci noi trebuie să avem un învățământ bazat pe creativitate, pe înțelegere, pe dezvoltarea noastră, pe activități și nu învățământ bazat pe să băgăm în capul copilului cât mai multe cunoștințe. Eu cred că asta este o problemă de mediocritate și de neînțelegere a sensului adevărat al educației, la care, din păcate, sunt victime o întreagă generație de copii. Încă sunt victime, deci am ieșit din comunism și se pare că e mai rău decât atunci. Nu e și o problemă de sărăcie? Nu cred, e de inteligență. E de valoare. Uh-huh. Nu există în cel puțin societatea românească, criteriile de selecție a valorilor aproape lipsesc. Este totul așa uniform. Și în stadiul acesta au existat, am avut oameni extraordinari. Eu am 80% din generația mea fizicist și matematicist în America acum. Și eu am fost tentat să plec la un moment dat, dar contextul a făcut să țin la părinți foarte mult și la țara asta și să mă rămân aici. Dar oamenii noștri deștepți pleacă pentru că aici nu sunt prețuiți. Trăiesc la nivel de subzistență, doctorii, profesorii mari, și am avut. Un prieten din străinătate s-a dus, a avut o tumoare pe creier și a căutat un doctor și am găsit unul extraordinar în Elveția. S-a dus și a constatat, era român. Și ăla l-a operat, unul din cei mai mari doctori în neurochirurgie, și l-a salvat. Faci, mă, dar era un român, putea să mă trateze și în România, dar în România nu se poate lucrul acesta dacă nu este selecția valorilor. Da, domnule Virgiliu Gheorghe, mari mulțumiri pentru faptul că ați acceptat să veniți la noi. Vă doresc spor în ceea ce faceți și sper din tot sufletul să n-aveți dreptate. Și eu m-am bucurat să fiu aici cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte frumos, spor în ceea ce faceți. Tuturor celor care sunt alături de Garantat 100%, sănătate, mulțumim că sunteți alături de noi. Noapte bună!
Televiziunea Română, Întâlnirile JTI și Fundația Art Production îți recomandă garantat 100%.